Cum e cu dopajul ăsta? Sunt probleme și la voi? N-a mai fost nimeni, din câte știu eu, depistat da, nu de am curând, mai fost. Dar au fost probleme în haltere. Da, au fost probleme în haltere, așa este. Nu sunt în măsură să vorbesc despre asta, pentru că este vorba de trecut și generații în care nici măcar nu făceam haltere eu pe atunci. Dar tot ceea ce s-a întâmplat în trecut ne-a afectat pe noi, cei din generația din 2020, unde am fost și suspendați ca și țară, adică a trebuit să suferim noi, dar da, a fost așa și problema fost cu Nicu Vlad, care vorba da, exact, suntem, mega cum zice, suntem care prea a mici avut tot felul noi de ca necazuri. Să suntem prea mici noi ca să vorbim despre asta. Dar momentan nu au mai fost probleme, sper să nu mai fie probleme de genul, pentru că ne afectează pe toți treaba asta. Iar ceea ce a fost în trecut, nu știu ce să zic, n-am un motiv, nu mă rog, ține de mine, tot nu știu. Ce vă dau doctorii, vă dau sub control, adică te uiți foarte atent? Da, ne uităm, dar nu ne dau doctorii. Adică, de multe ori, ceea ce primim medicamente de la Federația Română de Haltere, primim de la cluburile noastre și ne cumpărăm noi. Dar le dăm la ANAT, de exemplu, când îmi cumpăr vitamine, le trimit la ANAT prin e-mail vitaminele și aștept să-mi zică verdictul dacă sunt ok și dacă le pot lua. Și după ce aștept alea, le iau. Păi dar bun, stai, vitaminele le cumperi tu? Știi tu ce vitamine să cumperi? Medicamentele? Da, păi ce luăm? Creatină, aminoacizi, lucrurile de bază. Adică le înveți la un moment dat, pentru că dacă vrei să fii bun, până la urmă trebuie să te documentezi puțin pe toate lucrurile. Am înțeles. Așa e, ai un organism rezistent? Adică ești... Da, consider chiar... Răcești des? Ți-e teamă de curent? Că există termenul ăsta, noi m-a tras curentul. Nu răcesc prea des, dar cu curentul acum am început să am o problemă, nu tot timpul, dar de când am fost la campionatul mondial de la Riyadh, a fost foarte cald acolo și fiind nisipul ăla puternic, nu am simțit și a bătut vântul cu nisip și am făcut o alergie în ziua competiției, unde n-am mers atât de wow, mi se umflase ochii în ziua competiției și de atunci am rămas un pic cu o sensibilitate de când mi-a intrat nisipul ăla în ochi și acum simt orice curent, îl simt în ochi și mă ustură foarte tare.